Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vreau să vă arăt ce mănânc eu înainte să mă duc la sală. Pentru că este ora 3, am ajuns la țară, am făcut pe aici treabă și încă mai am de făcut. Acum beau o cafeluță, haideți să vă arăt. Filmez cu telefonul, așa că nu știu dacă o să se vadă foarte bine. Deci aici avem așa o cafeluță. Am îndulcit-o cu o linguriță de miere de rapiță. Lângă aici avem polenul, l-am scos din congelator. Pentru că trebuie să mănânc ceva. Și am zis să mănânc niște produse apicole, pentru că am nevoie de energie la sală. Și cătină cu miere, pulpă de cătină cu miere, la fel o sursă foarte bună de energie. Vă arăt imediat cum mi le prepar și cum le mănânc. E mișto că mi-e numit de față. Ori arăt produsele, ori mă arăt pe mine. Bun, haideți că am dat și telefonul mai în spate, l-am fixat mai bine. Sunt mare cafengiu, așa îmi plac cafelele. Dar nu beau în fiecare zi. Mi s-a lipit ceva de mână. Am scos niște comenzi și de la capsator. Mi s-a lipit de mână. Am avut foarte multe comenzi. În weekendul acesta au venit, cred că 10 comenzi. Și trebuie să ne ocupăm de ele, să le expediem. Părinții mei au fost la un târg la Târgoviște. De-abia astăzi s-au întors. Și trebuie să ne apucăm de treabă. Bun, haideți să revenim la produsele noastre. Să desfacem polenul. A, numai întâi să preparăm sucul ăsta de cătină. Deci sucul de cătină este foarte bun pentru pentru că are foarte multe vitamine și cătina conține vitamina C de până la 20 de ori mai mult decât celelalte citrice și astfel este foarte bun pentru imunitate. Pentru imunitate și am observat eu că îmi dă foarte mare energie. De aceea le recomand tuturor clienților mei să nu-l consume seara, să-l consume atunci când au nevoie de energie, pentru că este extraordinar. Am pus atât din pahar, puțin, nu trebuie să punem mult, să-l apropii să se vadă mai bine, și punem apă minerală. Ia uitați, fraților, cum se face, zici că e Fanta. Perfect. Îl amestecăm un pic. Și gata. Mă rog. Super bun. Dacă era apa asta rece, mamă, era mult mai bun. Foarte cald și astăzi la Vâlcea și aici la Băbeni. Foarte, foarte cald, nu am chef nici de sală. Am fost și ieri la sală și a fost ok. Haideți să ne motivăm aici să mâncăm ce trebuie, să am puțin energie, să crească puțin dorința asta de a merge la sală, de a trage, pentru că unele zile sunt foarte, foarte dificile și efectiv nu ai chef de nimic. Hai să mâncăm niște pune. O să are alt gust. Iar am luat mult și nu pot să-l mestec. Îmi stucă gura. Haideți să vă spun despre polen. Aha. Multă lume nu știe despre el. E un pic acrișor acum la sfârșit. Cum se face polenul, pentru ce este bun polenul și tocmai ați văzut cum se mănâncă. Puteți să luați 2-3 lingurițe pe zi sau una sau cât vreți dumneavoastră, nu e nicio problemă. Deci cam așa se mănâncă. Puteți să luați dimineața, puteți să luați seara. Ați văzut la mine cum se mănâncă, deci
nu contează cât luați, într-o linguriță și 3, 4, 5 lingurițe, nu este nicio problemă. Trebuie ținut la congelator, este foarte important pentru acesta crud. Pentru că altfel se strică. Cum se face? Polenul este un produs cules de către albine, mai bine spus, și nu făcut. De ce? Pentru că albinuța se așează pe floare și cu picioarele adună particulele acelea fine de polen și se formează aceste guguloaie, aceste biluțe micuțe pe picioarele albinuțelor. Câte un guguloi pentru pe fiecare picioruș. Deci două bucățele de aceste mici duce albinuța, iar când aterizează ea în stup, noi punem niște colectoare, se numesc, colectoare de polen, care au un grilaj deasupra, iar albina când aterizează pe marginea stupului să intre, la intrare acolo, se lovește cu picioarele de acel grilaj și practic agață biluțele de polen care acestea cad și când se strâng mai multe, sau mă rog, la sfârșitul zilei de fapt, seara se recoltează de către noi, se ține într-o cameră frigorifică la minus 20 de grade și astfel se obține polenul care îl vedeți aici când mănânc. Este foarte, foarte, foarte bogat în proteină. Este o proteină vegetală, pentru că este din flori, este de la flori. Albinuța, decât îl adună, v-am zis, nu îl produce ea. Este o proteină vegetală foarte, foarte bună, pentru că este o proteină completă, conține toți cei 9 aminoacizi esențiali și este recomandată inclusiv de antrenoarea mea și de antrenorul meu de la sală, care fac sport de peste 40 de ani și dânsii îmi fac o reclamă fantastică în sală pentru că ei au consumat în tinerețe acest produs. Pe vremea lui Ceaușescu, când participau dânsi și la competiții, nu se găseau proteine pudre și își făceau shake-uri cu polen și cu miere și cu lăptișori de matcă și alte produse. Vă recomand, dacă faceți un sport, dacă vreți să vă crească puțin masa musculară, dacă aveți nevoie de proteină, este foarte, foarte bun polenul. Extraordinar. Are o concentrație de 20-30% de proteină, nu conține apă deloc, nu îngheață la congelator și este foarte bun pentru, cred că, 20 de boli. Pentru stomac este foarte bun, pentru ficat, pentru fiere, pentru cei care fumează, pentru cei care consumă alcool. Te repară, efectiv, îți repară majoritatea organelor. Stomacul la fel, îți oferă o protecție, este foarte sățios, nu-ți mai este foame, cred că 4-5 ore după ce consum 3 lingurițe de polen și ajută foarte mult, l-am zis, și la masa musculară. Deci, dacă vreți să faceți brațe ca lumea, consumați toată polen pentru că are foarte multă proteină. Iar pentru energie, avem cătina. Cătina cu miere și cafea, bineînțeles. Tot așa, cafea cu miere. Cam atât pentru clipul de azi, dragilor, v-am lăsat. Mă duc să-mi fac treburile, să mă duc la sală apoi. Noi ne vedem în următorul clip. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, pe Instagram, Miere TVO, pentru că și acolo postez zilnic poze și filmulețe de la sală, de la antrenament și ce mai fac eu în timpul zilei. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare. Până data viitoare, eu sunt Otto, vă salut, ceau! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja.